bineînțeles, cauza proximității noastre. Suntem în faza în care pregătim deschiderea centrului drive-thru din Roman. Mulțumesc în mod deosebit municipalității, domnul primar Leoa Chiriloae, pentru implicare, pentru gestionare. Mulțumesc celorlalte autorități, poliție, jandarmerie, inspectorul județean de situații de urgență, directorul de sănătate publică, neamț, pentru implicare, celor de la serviciul județean de ambulanță, pentru implicare și pentru că am reușit să facem posibil deschiderea acestui centru de tip drive-thru în municipiul Roman. De altfel, după cum bine știți, Roman nu înseamnă doar municipiul Roman, înseamnă Roman metropolitan cu acoperire de aproximativ 180-200.000 de persoane. Venim în întâmpinarea celor care doresc să se vaccineze, a populației în general, pentru a le da noi perspective într-o zonă de vaccinare fără programare, așa cum Guvernul României și premierul Florin Câțu au susținut, pentru a avea o imunizare în masă cât mai eficientă, cât mai rapidă și pentru număr cât mai mare de persoane, pentru că doar așa, prin vaccinare, vom reuși să ieșim cât mai repede din criză. De altfel, cum a prezentat și președintele României, domnul Claus Iohannis, în cursul zilei de ieri, așteptăm și noi astăzi hotărârea de guvern a domnului premier Florin Câțu. De mâine, 15 mai, avem un pachet de măsuri de relaxare, urmând ca de pe 1 iunie, 1 iulie și în perspectiva următoare să avem pachete de măsuri de relaxare, ceea ce înseamnă că revenim la o viață normală, atât din punct de vedere social, la o siguranță a sănătății publice și, foarte important, și o revenire la o normalitate din punct de vedere economic. O să rog în continuare și pe domnul primar, pe domnul deputat, vicepreședinte al Camerei Deputaților, să facă câteva declarații. Da, așa cum vedeți, suntem pe ultima sută privind operaționalizarea acestui centru de vaccinare mobil. Este, cum v-am spus, intenția de a vaccina și de a produce o imunizare în masă. Campania care s-a făcut, vaccinare fără programare, a avut un succes real și la noi aici, în zona municipiului Roman, și de aceea considerăm că astfel de acțiuni sunt oportune și noi trebuie să le sprijinim. Iar lucrul acesta ne poate da ulterior un confort, ieșirea din aceste, vedeți, aceste zone de restricții și să putem reveni la viața normală. Sigur, reușim asta împreună, autoritățile, toți cei care suntem implicați în această acțiune. Activitatea se va desfășura în acest centru sâmbăta și duminica pentru început, în intervalul orar 9-21. Ce vaccin va fi aici prezent? O să-l las pe domnul director după aia să vă spună. Domnul director, vă rog. Bună ziua! Intenția noastră este să accelerăm campania de vaccinare și în același timp dorim să înlesnim accesul persoanelor care doresc să facă această vaccinare. Cu sprijinul tuturor instituțiilor care s-au implicat în această acțiune, mâine se va deschide acest centru la Roman. De asemenea, avem același lucru pe care trebuie să-l inaugurăm mâine la Piatra Neamț. Sperăm și așteptăm cât mai multă lume. Vaccinul folosit va fi Pfizer. Iată o idee foarte bună care a fost dezbătută, discutată la nivel național și reușim să o diseminăm și să o punem în practică la nivel regional, la nivel local. Acest punct de vaccinare rapidă, acolo unde oamenii, ca să fim foarte expliciți, vin cu mașina și practic beneficiază de efectuarea vaccinului din mașină. Deci un mod foarte rapid și eficient de vaccinare cu rezultate deosebite, ați văzut, în marile orașe. Translatăm această practică bună, exemple de bună practică și în județul Neamț. Iată, suntem la Roman astăzi, mâine va începe activitatea și în Piatra Neamț. Iar ceea ce nu s-a spus este foarte important. Oamenii care vor veni și se vor vaccina aici vor primi cel mai important cadou. Vor primi un cadou. Care este cadou, m-a întrebat cineva. Pentru ce ne rugăm noi totdeauna prima dată? Ce invocăm pentru noi și pentru familia noastră? Sănătatea. Deci venim aici și punem bazele de principiu ale unei sănătăți împotriva acestui coronavirus care efectiv ne-a schimbat viața în ultimul an. Această pandemie nenorocită a reușit să bulverseze viața socială, economică, medicală, aducând, așa cum spuneam, trepidații majore în fiecare comunitate. Guvernul României, instituțiile statului, translatate de la nivel național, la nivel regional, din prefectură, prin DSP, primării, jandarmerie, poliție, ISU, toți sunt
captați ca atenție, implicați ca activitate și dedicați în a se realiza această imunizare în masă, care are ca prim element de acțiune vaccinarea. Vaccinându-ne într-un număr cât mai mare, vom putea beneficia de măsuri cât mai relaxate și cât mai repede. De aceea îndemnul meu este, veniți cu toții aici, în parcarea de la Mall Carrefour, pentru a vă vaccina rapid, într-un stil plăcut, modern, știți, avem în momentul de față, mergem cu mașina, luăm mâncare direct din mașină, băutură coritoare, ba mergem chiar și la cinema și vedem, vizionăm filme din mașină, iată, ne vaccinăm și din mașină, totul pentru oameni, comunitatea este cea mai importantă, viața și sănătatea este pe primul loc. Mult succes tuturor, noi cei de aici suntem vaccinați, îi așteptăm pe toți să se vaccineze pentru a fi cu toții sănătoși pe o perioadă cât mai lungă de timp. Ne puteți explica exact cum se va desfășura procesul de vaccinare? Care va fi? Doamna doctor. Eu ce am vrut să mă completez la ce a spus domnul deputat și a punctat foarte bine. E un centru de vaccinare și o metodă modernă și rugăm pe Romașcan și pe cei din Roman Metropolitan să vină cu o frecvență cât mai mare. Capacitatea de vaccinare nu e una redusă. Vaccinăm de la o persoană și avem un standard de vaccinare cu putem merge și până la 700 de persoane pe zi. Adică disponibilitatea din partea doctorilor, asistenților medicali este enormă. Din partea Directorului de Sănătate Publică, susținere totală. Mai rămâne doar voința proprie și îi așteptăm pe nemțeni aici la Roma, la centru de vaccinare. Da, se vor respecta regulile care se respectă și la centrele de vaccinare din oraș. Adică se va face triajul pacienților, cetățenilor în cazul de față. Vor completa din mașină documentele necesare cu întrebările la care trebuie să răspundă. Vor fi verificați în funcție de bolile pe care le prezintă, tensiunea, dacă este nevoie. Vor ajunge în punctul de vaccinare, unde vor fi vaccinați, vor fi înregistrați în REM, după care vor sta 15 minute pentru a fi monitorizați, supravegheați post-vaccinare. Dacă totul este ok, vor putea pleca liniștiți, vaccinați și cu documentele pentru vaccinare. Dacă, Doamne ferește, este vreo problemă, avem ambulanță unde se vor adresa la spital pentru primul ajutor. Deci toate astea se vor face fără ca oamenii să părăsească autovehiculul. Da, asta e important. Asta e foarte important, da, de reținut. Totul se face din mașină. M-am vaccinat, am făcut și directul și rapelul, dacă n-aud cum se desfășoară stilul ăsta modern, parcă vine să mă mai vaccinez o dată. Este câteva luni, domnul deputat. Este câteva luni, am înțeles, domn prefect.